Amplă mobilizare ieri de 1 mai la Râmnicu Sărat pentru curățarea unui cartier al orașului. Este vorba despre o acțiune de ecologizare derulată de echipa Solidarnici 200 împreună cu autorități locale și județene în cadrul unui proiect care își propune să rezolve câteva probleme de mediu de la nivelul municipiului. În cadrul acțiunii de ecologizare din cartierul Sârbi, participanții au reușit să colecteze aproximativ 20 de saci de deșeuri în zona din vecinătatea stației de epurare. Ieri am desfășurat o activitate de ecologizare în cartierul Sârbi. Inițiativa vine ca urmare a invitației tinerilor din grupul de inițiativă al proiectului Solidarnici 200, care au identificat câteva zone la nivelul municipiului pe care să le introducă în diferite activități de ecologizare. Grupului de tineri voluntari Solidarnici 200 din Corpul European de Solidaritate s-au alăturat Mihail Gabriel Ilie, subprefectul județului Buzău, reprezentanții ai Poliției Locale Râmnicu Sărat, Administrația Domeniului Public, Transport Urban de Călătorie SA Râmnicu Sărat, dar și reprezentanții ai Direcției Județene de Sport și Tineret Buzău. Activității au răspuns prezent domnul subprefect al județului Buzău, Ilie Mihail Gabriel, personalul poliției locale, 5 angajații poliției locale, diferiți voluntari din comunitatea locală, am beneficiat de suportul administrației domeniului public al societății TUC. De asemenea, Direcția Județeană de Sport și Tineret Buzău ne-a oferit sprijin în desfășurarea acestei activități. Campania Națională de Ecologizare Curățăm România va ajunge în această lună și în municipiul Râmnicu Sărat. Astfel, în luna mai, peste 400 de tineri și cadre didactice din comunitatea locală vor fi implicați în acțiunea denumită generic Joia Ecologiei. Genul acesta de acțiuni vor continua și pe perioada verii, luna mai, ca și, să spunem, element introductiv, fiind una plină de astfel de acțiuni de implicare civică, inclusiv cu participarea instituțiilor de învățământ, acolo unde am programat pentru fiecare joi din săptămână o activitate care va purta denumirea de Joia Ecologiei la Râmnicu Sărat. În ultimii ani, rezolvarea problemelor de mediu a reprezentat o prioritate pentru administrația locală din Râmnicu Sărat.